Bună seara! Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre. Și încercăm în această seară să dezvăluim identitatea invizibililor, dar nu oricărui fel de invizibili, ci ai celor invizibili care sunt în spatele celui mai vizibil mediu, internetul. Internetul care este, nu-i așa, la un click distanță, la un finger touch distanță, pentru că îl utilizăm pe ceasul inteligent sau pe telefonul mobil și fără de care nu ne mai putem imagina niciun fel de spațiu de comunicare. Îmi puneam întrebarea, de ce trebuie o investigație, de ce trebuie niște eforturi conjugate să aflăm cine e, de fapt, cel care asigură acele servicii de internet. E o companie, probabil, de cele mai multe ori mare, o companie mare, pe care, teoretic, ar trebui să dai search pe un motor de căutare, nu spun pe care, și să o găsești. Ce faci însă dacă acest nume este pe pagina 3457? Iată că avem deja un prim element al filtrării, internetul care ne oferă tot, ne oferă uriaș, ne oferă imens, o imensitate de informații, dar care ne așează, cum crede cineva de cuvință, de cele mai multe ori, un algoritm. Dacă este pe pagina 3457, nu cred că uman este posibil să ajungi acolo și să mai afli ceva. Aceasta în condițiile în care această informație ar fi publică. Iată că echipa de investigație a organizației partenere în proiect, RISE Project, OCCRP, Journalism Development Network, reprezentată de Paul Radu, care e bine cunoscut, nu mai fac nicio prezentare, a căutat, nu doar la pagina 3457 a internetului, a motorului de căutare, ci a căutat în arhive, a căutat în baze de date care nu prea sunt deschise publicului și a încercat să aflăm din aproape în aproape cine e în spatele companiei care deține la vedere un mare furnizor de internet, dar nu doar în România. Proiectul este, are o întindere, proiectul de investigație acoperă 10 țări din regiune, cele mai sensibile zone, Ucraina, dar și partea aceasta a Balcanilor, iată vă prezentăm rezultatele chiar astăzi. Eu nu vreau decât să fac această mică introducere și să descriu puțin, în foarte scurte cuvinte, istoricul acestei idei și acestei inițiative, în spiritul transparenței. Acum 10 ani, cu Paul, cumva în echipa aceasta, chiar dacă instituțiile poate pe atunci se chemau altfel, lansam mediaindex.ro. Era primul site din România care dădea legături, încrengături, între patronii de presă din România, presă locală, și nu doar ce aveau ei în presă, ci tot felul de încrengături în lumea afacerilor. Evident, cu conotațiile și cu afilierile politice aferente. La 10 ani distanță, media ownership sau transparența pe structurile de proprietate aparent a evoluat. Dar, ca să citez un motto cu care începe o carte de referință în zona aceasta a profesorului Eli Newam din Statele Unite, care nici măcar nu numește telecom această industrie, nu numește internet, ci o numește media. Partea de telecomunicații sau cum Paul a numit-o, accesul la acces, este prinsă în mass media, evident într-un sens extins. Și dumnealui și începe cartea și prefațează cu un motto din Umberto Eco, spunând că a fost odată o poveste cu mass media. Mass media a devenit un fel de fata cea urâtă, care nu ne mai place, care ne dă violență, care ne dă senzațional și atunci nu ne-a mai trebuit mass media, așa spune povestea. Am încercat să înlocuim prin artă, care a fost un refugiu pentru cei care n-au mai vrut să fie prizonierii mass media. Și povestea se încheie aici, pentru că de la internet încoace, aparent totul se schimbă. Mulțumim finanțatorilor. A fost pentru noi o onoare să fim selectați într-o competiție globală din 700 și ceva de proiecte în News Challenge al fundației Knight Foundation din Statele Unite. Această idee embrionară pe atunci să fie selectată mai întâi
într-o fază preliminară, apoi printre câștigătorii finali. Mulțumim finanțatorului, prin urmare, mulțumim de asemenea Black Sea Trust sau German Marshall Fund of the United States, eu sunt chiar și o bursieră, MMF, sunt sigur în sală printre noastre care sunt la fel MMF. Și îi dau cuvântul lui Paul. Mulțumesc mult!